AJOFM Gorj a organizat deja 25 de cursuri de formare profesională la care au participat 552 de persoane, 548 dintre ei fiind șomeri, beneficiind de gratuitatea serviciilor de formare profesională. În cadrul acestor programe au participat și persoane cu acces dificil pe piața muncii, fiind vorba despre 3 persoane cu dizabilități, 6 de etnie romă, 2 tineri post-instituționalizați, 6 foști deținuți și 280 de cetățeni cu domiciliul în mediul rural. Domeniile în care se organizează aceste cursuri sunt destul de variate. Ocupațiile în care am organizat programe de formare profesională sunt agent de securitate, administrator pensiune turistică, brutar, cameriste, cofetar, patiser, comunicare în limba engleză, comunicare în limba germană, instalator instalații tehnico-sanitare și gaze, inspector resurse umane, fasonator mecanic, sudor, lucrător în comerț, operator introducere, validare, prelucrare date, frizer, coafor, electrician, contabil. Iată că paleta de ocupații este destul de variată în care am organizat cursuri de formare profesională. După susținerea examenelor de finalizare a cursurilor, 307 absolvenți au fost angajați. Romeo Chiriac, directorul executiv al AJOFM Gorj, susține că prin programele de finanțare au fost finanțate ucenicie la locul de muncă pentru 55 de persoane, după cum urmează: 11 modelatori ceramică, 37 operatori confecționeri industriali, 4 frizeri și 3 lucrători finisori pentru construcții. De la începutul anului și până în prezent, 4.982 de persoane au reușit să fie încadrate în muncă datorită acestor programe de formare la nivelul județului Gorj. Dintre acestea, 2380 sunt persoane cu domiciliul în mediul urban și 2602 în mediul rural. 4466 de contracte au fost încheiate pe o perioadă nedeterminată și 516 pe o perioadă determinată. AJOFM a acordat în continuare prime persoanelor care respectă anumite condiții. Dintre persoanele care au fost recompensate fac parte și foști șomeri neindemnizați care s-au încadrat cu contract de muncă pe perioadă mai mare de 3 luni, absolvenți și persoanele care și-au găsit loc de muncă la peste 50 de kilometri, unde este necesară schimbarea domiciliului. Am acordat în continuare prime șomerilor care se încadrează și aici mă refer la 125 de foști șomeri neindemnizați care s-au încadrat cu contracte de muncă pe o perioadă mai mare de 3 luni și au beneficiat de primă de activare de 1000 de lei. Deci 125 de persoane. De asemenea, 23 de absolvenți care au beneficiat de primă de inserție de 1500 de lei, întrucât s-au încadrat în perioada de 60 de zile de la absolvire, fie cu sprijinul nostru, fie că și-au găsit singuri un loc de muncă. De asemenea, 17 prime de relocare pentru cei care erau înregistrați în baza noastră de date și și-au găsit un loc de muncă la peste 50 de kilometri, fiind necesară schimbarea domiciliului sau a reședinței, și beneficiază de această primă de relocare, care este 75% din cheltuielile cu chiria, cu utilitățile, dar nu mai mult de 900 de lei lunar, primă care se acordă pe o perioadă de 3 ani. Prin programul de ocupare, AJOFM a reușit să încheie un număr record de 1623 de convenții. Persoanele care au beneficiat de aceste convenții au fost și persoane cu vârstă peste 45 de ani, persoane cu dizabilități, absolvenți și persoane unice susținătoare a familiilor monoparentale.